Un cuvânt despre Mircea Buciu. Sunt fericit surprins că la Dozești, Vâlcea, este serbat Mircea Buciu. Sper că nu este prima oară, dar mai ales să nu fie ultima. Avem de-a face cu unul dintre cei mai mari cântăreți români, bas de operă, nu îndeajuns de cunoscut pe cât de meritoriu, cântăreți cu școală clasică, rara avis în ultimele decenii, care poate fi maestru de cânt chiar și prin foarte puținele discuri și înregistrări la dispoziția publicului. Eu sunt legat de el personal, căci printre altele a fost elev prea iubit și coleg de scenă cu artistul dramaturg Constantin Cepopian, bunicul meu. Sunt cuprins de o mare fericire, într-adevăr, să știu că satul de Baștină îl onorează, deși el rămâne un artist universal, care nu se repetă la fiecare generație. Despre el, ca mare cântăreț, mi-a istorisit zilele acestea un alt mare cântăreț, tenorul Ion Pizo, care i-a fost partener, mai ales în Faust de Gounod, unde Mircea Buciu interpreta magistral pe bunul Mephisto. Citez. N-avea față de Mephisto, că era bon om și prietenos, dar fiind basul cel mai strașnic, era fantastic, un bas strălucit. Rolul îi se potrivea minunat, căci cobora la nota cea mai joasă, pedală curată, și dintr-o dată mergea în sus cu o linie de voce ca o rachetă, atingând un minunat sol fără nicio forțare. Ce voce respectabilă! Am cântat și cu Gheaurov, cu Hanesian, cu Secăreanu, cu Istrati, cu Ujei, cu Lacluj, dar linia de voce ca o rachetă o avea numai Buciu. Da, de fapt, maestru Mircea Buciu trebuie să fie avut multe aprecieri glorioase, deși timpurile nu erau favorabile. Ion Pizo mai spune că a cântat cu el de multe ori, chiar și în turnee, în Polonia și Bulgaria, unde l-avea rival artistic pe Gheaurov. Dar era modest, nu se băga în față ca alții. Deci nu este atât de amintit ca aceea în galeria marilor maestri. Pizo mai zicea, era atât de bun om că părea în momente vesele un bucătar foarte drăguț. Foarte sugestivă mi se pare nota din jurnalul de zi a doamnei de onoare a reginei Maria, Irina Procopiu, în al ei jurnal scris în limba franceză și tradus și publicat recent la Poliron. Citez. La 1 iunie 1949 l-admir pe Mircea Buciu, care a cântat într-un salon privat alături de alți mari muzicieni, acompaniat de Lisette Georgescu. Voce magnifică de bas, caldă, bine ritmată, vibrații de orgă, părți de pianissimo, încântătoare, acompaniament admirabil. Închei citatul. În ce mă privește, regret și acum că a murit prea devreme. Eram prea mic. Nu studiam în București, n-am apucat să-l văd pe scena operei. Îl știu doar din comentariile admirative ale artistului Constantin Popian, bunicul meu, și al unchilor mei, Popieni, cu care a fost coleg și prieten, și care m-au luat cu dânsi într-una din vizitele lor la maestru acasă, unde ne-a delectat cu o doină de tremurau geamurile. La mormântare am ieșit din rânduri și m-am dus să-i sărut mâna pe catafalc. M-am întors de la biserică în compania marilor lui prieteni și elevi ai lui Popian. Rectorul Giuleanu, frații Dumitrești, părintele rector al teologiei Nicolae Nicolaescu. Pare mi se era și Viorel Cosma. Ce dulceață societatea lor! Mă simțeam în familie. Îmi pierdusem parcă un unchi. Dar să mă întorc o clipă la rolul lui Mephisto, cântat de Mircea Buciu cu atâta geniu. Profesorii lui de la seminar, părinții Mardale, Grigore, i-au apreciat vocea, iar Popian, cu prima ocazie, i-a dat un rol pe măsură. Care credeți? Era Dracul, din Mort fără lumânare. Voce de bas, cavernoasă, zeflemisitoare,
râsul sardonic specific, ha, 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 pe care de pe scena de la Adriani l-a dus în arile lui Mefisto de Gunou mai târziu. Popian făcea mare haz. Știam eu unde ai mai mult succes. Cine poate fi mai baz decât dracu? Numai dumneata! Mai zicea. Eu nu-l vedeam popă pe Buciu. Nu pentru că nu era evlavios. Dimpotrivă. Și pentru că nu ar fi trebuit să-și îngroape talentul, vocea, vocația de artist pe vreo stâncă solitară a unei parohii de țară. Și-a avut dreptate. Să închei vorba mea cu acest afiș. Citez. Duminică 6 noiembrie 1927, ora 8 seara. Trupa domnului profesor Constantin Popian din Râmnicu Vâlcea va da o mare serbare teatrală urmată de bal în folosul acoperirii cheltuielilor făcute cu construcția scenei. După o conferință, piesa se va juca Mort fără lumânare la Teatru Adriani, apoi la Zăvideni și în alte localități din Oltenia. În distribuție, Constantin Popian în Vlad, rolul principal. Dracu, Mircea Buciu, devenit bas la Opera Română. Octavian Tucu, viitorul diacon, profesor excepțional și prefect legionar de Gorj, în Gheorghe. Marieta Gavrilescu în Joița. Victor Popescu Vaideen, devenit apoi consilier la Episcopia Râmnicului, în Chir Dumitru. Nicolae Nicolaescu, devenit, cum am spus, rector la Institutul Teologic din București, în Moș Stan. A murit la cutremur. Hurduc Ioan, devenit un excelent preot în București, în Vasile. Din această echipă au ieșit artiști și muzicieni, ca frații Dumitrești, Băzăvan, rectorul Giuleanu, Mircea Puciu, așa, actorul Nițulescu și mulți alții. Cu Popian, Mircea Buciu a mai jucat în opereta Baba Hârca pe Vătaful Chiosea, în Din vremuri grele pe Furtună, pandura lui Tudor Vladimirescu, în Alexe, Haiduc, al lui Ian Cujianu și poate alte câteva. Mircea Buciu este și rămâne unul din marile suflete ale acestei nații. Vă mulțumesc! Roma, 8 septembrie 2022.